Totodată se mărește și numărul ghișeelor care primesc actele pentru înmatricularea vehiculelor. Dacă până acum exista doar un singur funcțional care se ocupa de preluarea dosarelor de la persoanele care se înregistrau online, acum numărul lor va crește la 3. După eliminarea taxei de mediu, solicitările de înmatriculare au crescut considerabil, motiv pentru care programările au ajuns să se facă și pentru luna mai. Cei care doresc să efectueze o programare online trebuie să acceseze pagina de internet a serviciului de înmatriculări, să-și introducă datele și apoi vor primi un e-mail cu data, ora și ghișeul la care au fost programați. În caz de neprezentare la ora stabilită, rezervarea se va anula.